Recent promulgata legea tichetelor de vacanță este, în opinia liderilor de sindicat, încă o iluzie electorală oferită de parlamentari într-un an eminamente electoral, din dorința de a atrage cât mai multe voturi la alegerile parlamentare din toamna acestui an. Liderul Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământ, Gabriel Ploscă, consideră actul normativ nu doar populist, ci și inaplicabil din cauza faptului că nu indică și sursa de finanțare. Iluzii vândute de către politicieni ca și alte lucruri de altfel, din moment ce nu se indică sursa de finanțare, cel puțin pentru bugetari, nu ai cum să acorzi vouchere de vacanță. Și până la urmă, acordarea voucherilor de vacanță este problema angajatorilor, a unităților școlare. Ori foarte multe unități școlare se gândesc cu îngrijorare dacă o să le ajungă fondul de salarii până la sfârșitul anului școlar. Ce să mai vorbim de vouchere de vacanță? Este o minciună. Ca și multe altele, așa cum am spus. Primarul municipiului Roman, Laurențiu Leoreanu, ca principal ordonator de credite, este de părere că actul normativ comportă mai multe discuții care vor putea fi elucidate abia după apariția normelor de aplicare. Să o parcurg încă, am studiat și eu cu atenție, dar trebuie văzut clar, chiar dacă precizează anumite elemente de finanțare și limite de finanțare, trebuie văzut și fondurile de unde pot fi acoperite. În primul rând, în acest an ne aflăm pe un buget aflat în execuție, care are prevederi foarte clare atât ceea ce înseamnă încasările, dar și cheltuielile de la început de an. Vom vedea ce rectificări vor veni la nivelul lunii iulie. Și funcție de acest lucru se va face o analiză. Probabil această lege poate intra în vigoare, dar cu anul bugetar următor. Pentru că prevederile bugetare sunt deja acoperite și este foarte greu să acoperi, mai ales pentru instituții cu un număr mai mare de personal, din prevederi care nu sunt încă prinse la nivelul bugetului. Trebuie văzut foarte clar pentru a nu se cădea dintr-o extremă în cealaltă. Pe de altă parte, mai există și un alt aspect legat de faptul că unitățile bugetare lucrează pe bugetele aflate în execuție, care nu au prins anul acesta o astfel de prevedere. Și a vedea ca aceste lucruri să fie și realizabile, să nu fie doar pe hârtie. Funcție de posibilitățile financiare a fiecărei instituții publice, probabil se va lua o decizie cât se poate aloca până la cele 6 care sunt prevăzute prin lege, salarii minime pe economie, dar v-am spus că trebuie o analiză foarte pragmatică, foarte serioasă, astfel încât pentru a nu dezechilibra bugetele aflate în execuție. Cât privește aspectele de constituționalitate sau neconstituționalitate, pot fi lămurite doar de către judecătorii Curții Constituționale, crede edilul șef. Pot eu să mă pronunț aici pe constituționalitate, nu pot să mă pronunț. Trebuie văzut dacă ea operează și la nivel public și la nivel privat sau e doar pentru segmentul public. Trebuie văzut dacă, așa cum spuneam, există resursa financiară acoperitoare pentru această prevedere. Ex-ministrul economiei Mihai Tudose declara anul trecut că acordarea voucherelor de vacanță este obligatorie pentru bugetar și facultativă pentru societățile private. Legea va trebui să intre în vigoare la 30 de zile după promulgare. Primele de vacanță se acordă o singură dată pe an, în limita a 6 salarii minime pe economie, garantate în plată. Liderul Sanitas Roman, Daniela Iftode, declară că deocamdată nu a primit nimic scris de la nicio structură sindicală superioară, dar că, în opinia sa personală, astfel de tichete ar trebui acordate pentru că fiecare sector în parte care a tot beneficiat de fel de privilegii.